Anchetă la centrul de plasament din voluntari județul Ilfov în cazul copilului bătut de un paznic pe motiv că sărea pe o saltea. Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional. În imagini se vede cum paznicul lovește copilul și îl smucește dintr-o parte a încăperii în alta. Filmarea a fost postată pe Facebook de șefa Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Mădălina Turza. Ea a precizat că educatoarea care amenință copilul cu salvarea și paznicul care îl agresează nu mai au ce căuta în sistem. Agresiunea s-ar fi produs pe 20 decembrie, însă înregistrarea făcută cu telefonul de un alt copil aflat în încăpere a ajuns în spațiul public abia acum. Consiliul Județean Ilfov a dispus în această dimineață formarea unei comisii care trebuie să analizeze în regim de urgență cazul de la centrul de plasament numărul 6 din voluntari. Până cel târziu vineri, comisia va întocmi un raport în baza căruia vor fi luate măsuri conform legislației în vigoare.